Oceanului. Am fost absolut fascinată. În primul rând că este un soi de mister și un zgomot, o armonie puternică pe care ți-o dă așezarea lângă o astfel de apă. Dar n-aș fi putut locui în niciun alt oraș al Statelor Unite decât în Seattle. Și De asta din mai multe considerente. Da, ce a ales întâmplarea a acolo? făcut că am ajuns acolo cu o bursă Fulbright în 2004 și atunci am descoperit un program de doctorat și m-am înscris la el pentru al doilea doctorat. După aceea am început să explorez chiar și zona din jurul orașului. E o combinație absolut admirabilă între natură și cultură. Știu că e un clișeu, dar faptul că Seattle este un oraș relativ nou, adică are un certificat de naștere în 1854, când Chief of Seattle, și de fapt numele Seattle provine de la numele acestui șef de trib indian, american, a vândut teritoriul unor trei mari bogați care se mutaseră de pe coasta de est. Ori acești oameni au conceput un oraș, sigur, după modelul pe care ei îl împrumutaseră de pe coasta de est, mai degrabă european. Nu a ținut, că natura s-a războit cu ei. În Seattle sunt trei mari lacuri, este un sound, adică un golf foarte mare. Au construit și o ecluză ca să facă tot felul de comerț, să ajungă vasele mai ușor la lemn, pentru că întregul stat era o pădure, practic. Și statul Washington este de fapt supranumit Evergreen, întotdeauna verde. Da. Și cum, totuși, de la Marea Neagră, cum te-ai adaptat acolo? Asta e o De întrebare la care... mare la pădure e un drum, adică e deja o poveste, nu? Da, exact. Întotdeauna când mi s-a pus întrebarea aceasta, am răspuns că e foarte ușor să te acomodezi cu binele și cu frumosul. Da. Și spun asta și cu bucurie și cu regret. Pe de o parte că, să spun profesional, oferta pe care orice universitate americană, și nu e cu nimic deosebită University of Washington, orice universitate americană îți oferă, dacă ai o adresă de e-mail a ei, accesul la absolut toate materialele existente pe teritoriul Statelor Unite, ceea ce e o cantitate enormă de carte, de carte digitală, de imagine, imagine de arhivă, fotografie, etc. Și dacă ei nu o au sau consorțiul lor nu o are, îți este trimisă, de oriunde ar fi, fără bani, fără mare, aparent mare efort. Efortul este partea nevăzută a lucrurilor. Asta pe de o parte. Ori aici e greu. Să iei o fotografie de epocă de la Biblioteca Academiei e mai complicat. Dar și din punct de vedere cultural, aș spune că este o deschidere, pentru că pentru mine cultura americană era relativ puțin cunoscută, ce știam din facultate, de la cursurile de American Dar Literature. chiar înainte de cursuri, că îmi imaginez că deja acolo a fost o inițiere intelectuală mai complexă, când erai, să zicem, prin gimnaziu, chiar mai înainte, cum îți zici, ce credeai despre America? Eram pe vremea, da, Comunismului. comunismului și Da. America era așa, o țară din cărți, din filme. Pentru tine cum arăta atunci? Practic nu prea arăta, pentru că una din primele povești în care cuvântul America a apărut a fost a bunicului meu, care înainte de comunism făcuse o politică liberală și care după comunism a continuat să-i aștepte pe americani. Și auzeam acest refren: lasă, dragă, o să vină americanii, o să faci și muzică, o să faci ce vrei tu. Și desigur că de câte ori bunicul meu spunea asta, părinții mei îmi spuneau să nu cumva să spui cuiva așa trăsnăi că vin americanii, Da, desigur. da, da. Și desigur că vedeam toată propaganda și realizam, începusem să realizez ce e propaganda, ce nu se vede. Și pentru mine America era un soi de terra incognita, Da. terenul necunoscut. Da, cred că pentru toți era lucrul ăsta, auzisem toți de faptul că unii așteptau, că bătrânii așteptau pe Da. americani. Îmi amintesc că așa printre, cred că printre primele cărți, o istorioară din La răsărit de Eden,
de John Steinbeck, o povestioară, cred că era pe la începutul romanului, acum s-ar putea să greșesc, despre un fermier, cred că era Adam la începuturile sale, care începe să se gândească la îmbogățire și era chiar obsedat de asta și vine o idee care ți se pare citind cartea genială și ție ca cititor, și anume să cultive salată verde și să o trimită în orașele bogate din America printr-un mod foarte ingenios de conservare a ei, anume cu cubulețe de gheață puse în fiecare dintre plante, apoi le așează în coșulețe, în cutiuțe, nu mai știu în ce, dar ghinion, trenul care trebuia să ducă această salată, are un blocaj, are loc o grevă, nu mai știu exact ce, și o săptămână întârzie și bineînțeles că toată salata se face terci, omul dă faliment, etc. Ei, află că deși era o povestioară secundară în romanul fabulos care pune problema mai degrabă a dihotomiei bine-rău pe mitul Cain și Abel. Cu toate astea, de cât ori mă gândeam la America multă vreme, perioada aia, cred că a liceului, vedeam efortul acestui om. Și asta s-a accentuat și cu muzica, îți mai amintești de muzica anilor 80, părea toată disperată, depresivă. Era o tristețe extraordinară în toată muzica aia pe care noi auzeam selectiv câte o bucățică noaptea la posturi subversive, spre deosebire de muzica noastră, de ceea ce ni se întâmpla nouă. Aici era, înclocotea în sânge revolta în fiecare clipă, iar acolo unde era lumea liberă, era o tristețe care te omora instant. Cum ți se pare asta? Cum era pentru tine atunci? Eventual și ce muzică ascultai sau cum o receptai? Cred că ascultam în principal pe vremea aceea muzica clasică și eram fascinată de toată libertatea de mișcare a marilor soliști. Dar desigur că ascultam muzică rock la vremea aceea, desigur. Cred însă că ce aveau americanii atunci față de noi era libertatea de a fi triști. Ori această libertate e formidabilă. Nici nu ne dăm seama cât de mult îți oferă libertatea de a-ți exprima depresia, de a-ți exprima tristețea, fără a avea acea mască histrionică de, cum să spun, imagine de om fericit. Știu că există acest clișeu despre America, și anume că există un zâmbet fals al oamenilor. Te duci într-un magazin și îi zâmbesc, te duci, urci în autobuz și șoferul îți zâmbește, ca să nu mai spun că face și o mică conversație cu tine dacă nu sunt mulți în stație. Cred că nu este un clișeu, în primul rând, e o realitate și, în al doilea rând, nu este un lucru formal. Ei au asumat acest tip de existență care, și există o filozofie în spatele lui, și anume faptul că dacă tu te străduiești chiar să fii fericit și vrei să fii fericit și faci eforturi să fii fericit, fericirea ta se degajă. Fericirea ta iradiază în jurul tău și e imposibil să nu-i faci și pe ceilalți din jurul tău fericiți. Sigur că asta e utopic, desigur, și că nu putem spune că societatea americană, probabil mai ales astăzi, e atât de fericită. Dar filozofia aceasta rezistă și mă bucur de câte ori mă duc la magazin să mi se zâmbească, în loc să mi se trântească un hei, ce mai vrei, sau mă deranjeze aproape. Deci e de preferat. Da. Asta este viața de pe stradă. În universitate cum este și pentru a înțelege cum este, spune-mi, te rog, ce predai? Vorbește-mi puțin despre formația ta intelectuală. Eu am început să predau la Seattle literatură comparată și era disciplina pe care o predasem și în România, înainte de bursa Fulbright, după ce am spus că m-am înscris la acest al doilea doctorat și am continuat să propun cursuri de literatură comparată.
După care, însă, disciplina în sine, cam după vreo 10 ani de la ajungerea mea acolo, a intrat într-un moment de reformulare. Și, desigur, multe universități au renumit-o World Literature, literatura lumii. Nu s-a întâmplat asta la Seattle, ceea ce cred că a dus la o criză, într-un fel, a departamentului, care acum se numește Global Literary Studies, deci studii literare globale. Dar de la cursurile mele de literatură comparată am evoluat și dat fiind că acel doctorat pe care l-am făcut acolo era interdisciplinar. Și atunci, în toate cursurile mele am introdus politică, istorie, filozofie, dincolo de literatură, artă și film. Și aș putea să-ți spun câteva exemple. Am avut un curs care a avut succes, de la manuscris la Kindle. Tocmai apărusele aparatele Kindle erau foarte la modă atunci, ori Amazon avea deja sediu în Seattle și mi-am conceput întregul curs. Departamentul l-a aprobat, eram foarte fericită. Am avut invitați la curs dintre specialiștii în audiobooks, de exemplu, pentru că am trecut prin toate fazele textului. Argumentul pe care vroiam să-l dea cursul meu de la început până la sfârșit a fost acela că textul este instabil și că frumusețea unui text constă în instabilitatea lui. Și desigur am citit Șfalturile lui Joyce, de exemplu, un capitol, deci nu din tot Ulise. Da. Sau am ascultat Washington Square, din care lipsește un capitol întreg. Primul editor, în prima ediție, a sărit un capitol, ghinion. Și multe alte astfel de lucruri inedite pentru studenți. Să facem bine aici când... totuși o mică paranteză. Aha. Sunt foarte curioasă. Ce capitol din Ulise ai ales? Oh, sirenele. Da? Da, da. Este unul din capitol... În primul rând că Joyce era aproape orb și el dicta romanul. Deci nu există manuscris scris de el. Și doamna care i-a dicta era extrem de atentă cu textul lui, foarte devotată lui, până într-acolo încât soțul ei gelos a aruncat o parte din manuscrisul lui Ulise pe foc. Și a trebuit să... El a salvat o parte, dar au trebuit să reînceapă sesiunile de dictare și ea de de a tipări la mașină, de a bate la mașină. Și ceea ce a dus la mai multe corecturi în șpalturi din partea lui Joyce. Da, deci îl vedem pe Leopold Bloom cum coboară pe străzi, intră în bar, se întâlnește cu sirenele, nu? Da, da. Cățica. Da, da. Da. Ceea ce a fost un șoc pentru studenții mei, pentru că odată era un episod decontextualizat, mulți dintre ei nu citiseră romanul întreg și pe vai că nici până acum nu l-au citit. Dar a fost fascinația și asta a fost ideea mea, de a le provoca fascinația asupra unei opere printr-un fragment exemplar la nivelul scriturii. Da. Pentru că teoria, cum spuneam, pe care vreau să o fac era și că forma și conținutul nu sunt atât de separate. Și îți spuneam că invitasem pe cineva de la Kindle și am așteptat până în ultima clipă confirmarea lor. Cei de la Human Resources nu au lăsat acel specialist să vină la curs. De ce? Da. Confidentiality, confidențialitatea datelor, nu știu exact. Da. Da, păcat. Data viitoare va fi altfel, pentru că deja trăim într-o altă eră, exact. Deja am pășit într-o altă eră. Da. Dar apropo de Seattle, am auzit că plouă mult acolo, e adevărat? Sau pur și simplu e o chestie urechistă, așa? Este un mit și este și un adevăr. Este un mit în sensul că statisticile arată că plouă mai mult în Los Angeles pe metru pătrat, statisticile de cantitate de ploaie. Dacă ne luăm de după cerul gri și norii care stau acolo fără să producă ploaie, atunci Seattle, da, este un oraș în care ți se pare că plouă mai mult decât plouă. E plin cerul ăla plumburiu, cred că e plin de zei ai fulgerului. Și apropo de asta, mi-am adus aminte acum o povestioară, că toți suntem la Stories, despre zeul fulgerului în mitologia chineză. Nu știu, dintre toate, acum asta mi-a venit, mi se pare cel mai potrivit. Pentru chinezi există un zeu al fulgerului
care este minuscul, albastru, ți-l imaginezi, da? Înaripat și foarte rău. Deci în cer așa plumbuiul trebuie neapărat să-l aibă pe Lei Zong acolo în norii respectivi. Și o povestioară despre acest Lei Zong, care la un moment dat din neglijență, știu eu, din, mă rog, una alta, cade prizonier la un țăran, îl prinde un țăran. Și partea cea mai frumoasă a acestei povești, pentru mine șocantă, de fapt nu chiar fermecătoare, mai ales în zona asta a senzaționalului, este că țăranul nu voia să-l ucidă, să facă ceva, să-l reeduce pe zeul fulgerului, ci vrea să-l facă tocană și să-l mănânce. Nici mai mult, nici mai puțin. Da, mi s-a părut absolut fabulos. Până se duce el la piață să cumpere anumite ingrediente, pentru că voia să facă o anumită tocană, nu așa orice, copiii lui îi vor da drumul lui Lei Zong, care drept răsplată, după ce se răzbună pe toată lumea și aduce potopul, e legenda despre potop, pe cei doi copii îi salvează, îi lasă să supraviețuiască, să ducă specia mai departe. E o povestioară așa care mă duce cu gândul la niște nori, mă rog, plumburii, în care stau ascunși acolo răutăcioșii zei Lei Zong. E adevărat? Ai văzut? Ai văzut vreunul pe acolo? Trimițând săgeți, plutind săgețile, săgețile le-am văzut. Da. Pe producătorii de săgeți, nu însă. Dar e fascinant pentru că tot acest univers înconjurat de ape, în momentul în care devine gri, nu mai are nicio distinție, nu mai există contururi, chiar totul este gri în Seattle, culorile se disipează în acest gri. Și atunci ce faci acolo? Cum te distrezi într-o lume gri? Am învățat să mă bucur de ploaie. Și am învățat de la localnici că ploaia nu e rea și că poți face absolut tot ce faci și atunci când este frumos și soare afară. Așa că îmi pun pelerina de ploaie și mă duc la plimbare în jurul lacului de lângă casă. Fac absolut orice, cu umbrela sau cu pelerina. Și trebuie să te vedem, așa de la... că spune câteva cuvinte despre pelerină, culoare, material, croială, nu putem să trecem așa, pur și simplu. E cea mai ieftină pelerină posibilă dintr-un plastic nenorocit pe care o pun peste hainele obișnuite. Dar... Ce culoare are? Tu? Neagră. Vai, dar chiar nu neagră. Dai niciun strop de culoare. Nu. Da. Însă, culoarea este dată dacă merg în campus, la ușile de intrare în clădirile din campus există un coș mare cu umbrele galbene. Și asta m-a surprins de la prima mea vizită în acel campus. Faptul că există umbrele pe care tu le iei, le plimbi de la o clădire la alta, le lași, pentru că, desigur, umbrelele în Seattle sunt obiectul cel mai pierdut și cel mai găsit, dar nu de către proprietarul care a pierdut-o, ci de alții. Da, exact. Îmi și imaginez acum străzi pline de umbrele. Mi le-ai băgat în cap, nu o să mai pot să mi le scot curând. Da. Da. Asta a fost, cred că, și intenția. Spune-mi în legătură cu cursurile pe care le predai. Deci tu te-ai dus spre zona asta interdisciplinară. Aici, la București, ce curs ții? Care este? Adică se compară cumva sau ești la distanță mare? Ca formulă de interdisciplinaritate sunt comparabile. În sensul că aici predau, de exemplu, iconuri europene de la obiectul de artă la iconul cultural. Și, din nou, acest curs presupune o angajare în istoria fiecărui tip de icon, o punere în perspectivă estetică, ideologică și, desigur, mai ales medială, pentru că nu există niciun icon la momentul acesta, că este global sau european, care să nu fi trecut prin mai multe tipuri de medialități. Un alt curs pe care îl predau aici este spectacolul de la analog la digital și această dimensiune de digital am propus-o chiar și între temele mele de doctorat, tot la
școala doctorală Spațiu Imaginatext Teritoriu. Apropo de asta, poți să zici o teză de doctorat dintre cele pe care le-ai coordonat până acum, care ți-a rămas în minte, pe care o consider așa deschisă, o consider deschizătoare de drumuri, de teorii? Da, sigur. Îmi vine în minte teza Ancăi Țenea, Emoțiile în Facebook, și ea a beneficiat de o bursă Fulbright la New York, la CUNY, a lucrat cu Lev Manovich, Luke Starr, Matthew Gould, specialiști în platforme, în comunicare digitală, și de-abia aștept ca ea să susțină teza. Laura Herțanu scrie o teză despre jocurile pe Twitch, pe platforma Twitch, și probleme de identitate ale jucătorilor în raport cu jocurile pe care le joacă și în relația lor cu cei care îi privesc, și desigur cum se deschid ei pentru a susține cauzele în care non-profit sunt implicați. O teză foarte actuală este narativul antivaccinist al Danielei Ștefan, și desigur modalitatea în care el se exprimă și vizual, pentru că vizualul acum, suntem într-o cultură vizuală, vizualul acum are probabil impactul formidabil asupra celor care utilizează platformele. Dar n-aș omite nici tezele care se preocupă de tehnologia în artă, că este vorba de instalații digitale sau de Ray Ascott și arta cibernetică, sau e o propunere foarte interesantă și probabil că această teză va fi prima susținută în toamnă, care cred că va revoluționa modalitatea de curatoriat în România. Parcurge formule curatoriale și propune o proprie formulă. Deci asta mi se pare... De fapt, toți acești doctoranți, pe unii nu i-am numit și îmi pare rău, sunt mai mulți, toți au argumente extrem de originale și de solide. Da, foarte interesant, și tot ascultându-te îmi dau seama că suntem în plină eră, cum ziceai, a vizualului, aproape că nu știu, am uitat că te dai la litere totuși, adică ești legată de filologie, termina filologia, literele pe vremea se numeau așa, și voiam să te întreb, mai există loc pentru literatură, mai ales pentru literatura română, în vreunul dintre cursurile universitare? Absolut, absolut. Și vreau să spun, Doina, că și atunci, acum mai mulți ani, când predam literatură comparată, era întotdeauna o inserție de autor român, de cele mai multe ori din, să zicem, modernii, traduși masiv, dar nu numai. Iar de curând, de câțiva ani, chiar am propus un curs dedicat literaturii, artei și filmului românesc, împreună cu Otilia Baraboi. Noi predăm împreună acest curs și, desigur, că începem cu 1918, de fapt am luat acest reper pentru ca să avem pretextul de a introduce modernitatea și epoca contemporană. Dar ne preocupă foarte mult și vrem să extindem aceste tipuri de cursuri, mai ales că acum online este posibil ca studenți din alte centre universitare, cărora nu li se oferă astfel de cursuri, să se poată înscrie la un astfel de curs la Universitatea Washington din Seattle. Da, e foarte interesant. Cred că dacă aveți un astfel de program, așa în consens cu ceea ce se întâmplă astăzi, cu cultura vizuală, cu simbolismul ăsta agresiv chiar de pe rețele, cred că un text pe care mi l-aș dori ca student, dacă aș mai fi, ar fi o povestioară a lui Apunache, a lui Grigore Kugler, un avantgardist, perioada aia plină de, exact așa acum, de ambiții, în primul rând vizuale, de suprarealism și totodată de evadare, o povestioară în care este vorba despre patru eunuci
patrionuși care descoperă că lumea este singură, că, nu, că totul a dispărut. Unde s-or fi dus? Pe rețele? Se întreabă. Nu chiar asta, dar se întreabă cei patru eunuci care alargă disperați pe străzi, ies din clădiri, intră în clădiri, totul e pustiu și în cele din urmă ajung la o ușă bătrână, foarte pitoresc și sexual chiar descrisă și intră pe ușa aia, ajung într-o mulțime de încăperi, una mai interesantă ca alta și în cele din urmă într-o sală în care exista o oglindă. Și pe oglinda aia se simt, în primul rând, că se simt foarte atrași de ea, pe oglinda aia se lungesc pur și simplu încercând să noate în ea, să intre în ea, să treacă într-o altă lume. Și în același timp, într-o altă dimensiune, lumea dă buzna la un puț în fundul căruia se vedea un fel de oglindă și dincolo de ea patru eunuci. Știi, e o povestire foarte interesantă, scrisă în perioada interbelică, cum spuneam. Autorul Poreclit Apunache era clar din avangardă cu în zona aia cu Urmuz, poate chiar în continuare a lui, cred că cel mai aproape de el, dar în același timp cu o predispoziție satirică uimitoare chiar și astăzi, și mă gândesc că ar putea avea loc într-un curs despre, nu știu, literatura română. O să caut să văd dacă este tradusă. Nu, da. Cred că este tradus. Scriitorul a trăit, nu mai știu, într-una dintre țările Americii Latine, nu mai amintesc acum în care, și scrierile lui sunt risipite prin tot felul de publicații din acea periodice, țară, da, din publicații, deci periodice sau antologii sau așa, și nu a fost culese în volum de atunci, din 1933 cred că apăruse o cărticică cu povestirile lui, cu cele, nu mai știu, două povestiri care au rămas și la noi, sunt într-o antologie cred, de literatură de avangardă. Dar e o povestire care te trimite la zona ta de vizual exacerbat, și apropo de asta, ai o poveste așa uimitoare pe o temă care să se lege de ceea ce am vorbit până acum? Căci suntem la stories. Da. Dacă vrei o poveste care iese dintr-o imagine? Da, sau, mă rog, legată, cumva există imagini vizuale sau chiar narrative din cărțile pe care le-ai citit care să se țină după tine? Știi că sunt astfel de imagini care se țin după tine, te urmăresc, vezi în urma ta un șir de madlene, un șir întreg de... Da, exact, de... pentru că am vorbit mai devreme de hai să nu zicem de omuleți care se plimbă, care rătăcesc pe străzile din Dublin, dar de omuleți care sunt derutați și care fac lucruri mai puțin obișnuite. Pentru că ai spus de omuleți, e interesant, îmi vine în minte unul din tablourile lui Andrew Wyeth. Nu are un omuleț, dar are o fată care stă într-o poziție contraposto, cu trupul răsucit, picioarele întinse spre valea unui deal și cu torsoul orientat către o casă de fermă, un deal absolut gol, dar postura este foarte intrigantă, în sensul că stă de gândit de ce tocmai acea postură. Dacă nu citești povestea acelui tablou, poți să creezi tot felul de ficțiuni în jurul lui. Este impresionant pentru că și dacă nu știi povestea pe care am să ți-o spun, suferința se vede. Deci nu poate fi decât o poveste tristă. Fata aceea, în mod vădit, tânjește să ajungă la acea casă și ceva o blochează. O țin într-un fel prizonieră în acele fire de iarbă absolut
pictate cu o hiperclaritate formidabilă de Wyeth. Eu cred că el vine, de fapt, în descendența școlii prerafaelite americane, care împrumută de la prerafaeliții britanici această tehnică. Dar mă întorc la această domnișoară, care pare că e prizonieră în vegetația aproape arsă. Și, desigur, tentația este să te duci să intri cumva în tablou, să o ajuți să se ridice, pentru că îți dai seama că ceva se întâmplă cu ea, ceva o ține acolo. Desigur că după ce am făcut mai multe versiuni interpretative la această imagine și a fost unul din tablourile care m-a fascinat când Andrew Wyeth a avut o retrospectivă care a venit și la Seattle și am putut să văd tabloul direct, nu în album, nu online. Și am citit și povestea, desigur. Este vorba de fata unor prieteni ai familiei Wyeth, care suferă de poliomielită și care, de fapt, fusese lăsată acolo să ia aer. Da. De fapt, ea ar fi vrut să se întoarcă, dar încă probabil nu era ora sau cei care ar fi trebuit să vină să o ia nu erau încă disponibili. Da. Dar este unul din tablourile a cărui claritate mă obsedează. De fapt, claritatea lui Wyeth îmi place foarte mult. Chiar și acele draperii bătute de vânt pe ferestrele lui. E întotdeauna ceva ce imaginile din tablourile lui ascund. Claritatea aceea îți dă un fals sens că totul e literal, că totul ți se arată, că totul ți se prezintă. Nu, prezența este despre ceva ce nu vezi, dar tu știi că există. Da, e adevărat. E o promisiune narrativă în toate tablourile lui. Există totodată și un stimul pentru imaginația receptorului, bineînțeles. Și aici chiar, nu știu, când te uiți la un tablou și îți promite o poveste, ai două perspective în față, să vezi ce se întâmplă mai devreme, să vezi cum se transformă. De fapt, să vezi o metamorfoză sau, mă rog, să vezi ceva și mai spectaculos, o anamorfoză, o transformare și o revenire asupra formei. Și asta mi-aduce aminte de povestea lui Aniele Hoțu, Ceanfa Donati din Dante, din Infernul. Dacă ți amintești, acolo în Infern există un tip care în timpul vieții lui fusese pe timp de noapte hoț și pe timp de zi un nobil, onorabil, mă rog, un om pe care nimeni nu l-ar fi bănuit de astfel de fapte. Și este pedepsit, evident, în Infern, să se transforme într-un șarpe, o pagină extraordinară, pentru că e amănunțit, prezentat această transformare, îl vedem pe acest Ceanfa Donati pur și simplu îngrozit, apoi îmbrățișat de o șopârlă imensă care devine treptat șarpe, îl pur și simplu îl aglutinează în corpul său ca treptat să fie două ființe, le vezi pe amândouă, asta este spectaculos, dar de fapt el este transformat în șarpe, este șarpele care a fost în timpul nopților lui de haiduc, să spunem, ca după aceea, nu după mult, să revină la forma lui umană și să dispară încet, încet solzii acelui șarpe fioros. E o pagină, cred că e prima anamorfoză din literatura lumii. Ne aflăm la început de renaștere, secolul XIII, și această imagine mi se pare că o am în minte eu ca receptor, pentru că am această formație, ori de câte ori dau de un tablou, cum spuneai tu, care îți promite să se întâmple ceva. Întâmplarea asta e de multe ori narrativă, e vorba despre conflict, dar dincolo de ele, în imaginar, există această posibilitate, această putință anamorfotică care pe mine mă stimulează. Înțeleg ce spui, da, tocmai de aceea. Ce cauți într-un astfel de tablou? Rezolvarea, deznodământul, conflictul sau pur și simplu această transformare, acest moment în care lucrurile nu mai sunt ce erau cu o clipă înainte? De fapt, de câte ori mă uit la același tablou, pentru că am această apetență de a
le revedea în momente diferite, văd de fiecare dată altceva. Și atunci, de fiecare dată, este un alt strat narrativ. Și cred că, într-un fel, acel tablou devine mai mult despre mine decât despre ceea ce el oferă vizual. Îmi place să intru în dialog cu operele de artă. Ele niciodată nu sunt mute. Și aici cred că vechii teoreticieni care vorbeau despre pictura care e mută, mai știu eu ce, și există totuși și picturi care ne vorbesc, dar nu e registrul lor să facă asta în sfârșit. Cred că nicio una din aceste situații imaginile nu sunt mute. Cred că este mai degrabă, dacă cineva spune despre o imagine că este mută, este probabil o lipsă de imaginație sau este simptomul, da, că ceva nu e în regulă cu tine, nu cu imaginea. Pentru că ai vorbit de astfel de imagini care sunt create și ecfrastic, adică textul produce imaginea. Mi-a venit în minte un sonet al lui Dante Gabriel Rossetti, care e și pictor, Proserpina. El, de fapt, pictează această femeie pe care, de altfel, o și iubește în realitate, Jane Morris, o femeie extrem de pasională și frumoasă, o frumusețe, de altfel, neconvențională pentru epoca victoriană. Îmi vin în minte femeile lui cu părul roșu. Exact, ea are părul negru. Ea este una din puținele cu părul negru, da. Și un păr vălurit, pentru acel tablou îi se comandă lui Jean Morris o rochie specială și e pusă să țină în mână o rodie. Și cu o mână ține rodia și cu cealaltă mână își îndepărtează mâna care duce rodia spre gura ei senzuală, o ține, o blochează. Și desigur, dacă știi mitul Proserpinei, îți dai seama că este vorba de acea tentație, ce faci, ea este fica Demetrei, va alege să stea 6 luni în Hades, exact, în lumea lui Hades, și 6 luni va fi eliberată numai temporar pentru a petrece cu mama ei. Dar e vorba de această tentație, este vorba de Rossetti și Morris și povestea lor de dragoste. Este vorba despre această valoare a textului, care de altfel e pictat în tablou. Și aici e formidabil, că e o serie de mise en abîme, e un sonet în italiană, pictat în tablou, și de câte ori apare cuvântul afar, deci departe, el este scris alb pe negru și nu negru pe alb, pentru a-ți, cum se spun, pentru a te șoca, pentru a-ți atrage atenția. Iar spuneam că este sonetul în italiană. Iar pe ramă, rama pe care o concepe și o comandă Rossetti, este sonetul în engleză. Tradus de el, el este de fapt bilingv, vorbește italiană, da, din familie de italieni englez, tatălui italian, mama lui englezoică. Și acest tablou îmi spune de fiecare dată altceva, pentru că eu sunt de fiecare dată alta când mă uit la el. Da. Nu l-am mai văzut de mult, dar îmi e dor să-l revăd. Într-adevăr, un tablou cu poveste, cu poveste amplă, și acum mi l-am amintit și eu, adică mi l-ai băgat în minte, că până către seară cred că o să stau așa cu el acolo, nu există nicio metodă de a-l scoate. Și apropo de asta, cum scap de o imagine? Există metode de a uita, de a le edulcora, de a le trece pe altă pagină a vieții tale? Cum scap de fapt de imaginile obsesive? Și bineînțeles, aici le includem în primul rând pe cele literare, uh-huh, și pe cele picturale, pentru că tu ești preocupată de pictură. Probabil că în momentul în care încep să scrii despre ele și devin o obsesie, o obsesie care e atât de puternică pe tot traseul procesului de scriere, încât la un moment dat acel prea plin se revarsă și te eliberează odată ce textul s-a încheiat.
ai satisfacția că l-ai dus undeva. Și atunci se produce un soi de liberare de sub fascinația, puterea imaginii din text și din pictură. Da, există chiar teoria că dacă povestești de 5 ori o dramă, ai scăpat de ea, s-a dus, nu mai există. Dacă o povestești în scris, chiar în mai scurt timp ai scăpat de ea. Ai făcut astfel de exerciții? Eu, bineînțeles, ca scriitor am făcut de nu știu câte ori. Te întreb, tu ai făcut? Ai încercat să scrii lucrurile pe care, de care voiai să te detașezi? Am scris, ca să spun așa, dintr-o perspectivă critică. Am însă, și pot să recunosc, pentru că tu ești scriitoare, o scriitoare chiar foarte bună și pe care, la care eu țin foarte mult. Mulțumesc! Aș putea să spun că mi-e teamă să scriu altceva decât text critic. Și că îți mulțumesc că din când în când mă provoci să mai scriu ceva despre orice. Da. Dar... am un mare control critic care mă blochează întotdeauna de a scrie altceva decât ceea ce scriu. Eu tocmai voiam să-ți povestesc că sunt multe experiențe de genul ăsta în viața mea. Am scris ceva de care voiam neapărat să mă detașez, cunoști iubirile pe care nu mai voiai să le arunci la gunoi sau nu mai știu ce. Dar forța unei astfel de imagini, unei trăiri, unei emoții, este... de neținut în frâu. Foarte bine, se tocea emoția aia, numai într-un oarecare timp chiar puteam să și uit de ea, dar la un moment dat, după luni, după ani, pur și simplu reapărea foarte proaspătă, dichisită, ca și când ar fi fost de aia pe care tocmai o mototolisem și o aruncase la gunoi. Deci totul vine până la urmă din minte și mintea știm că este infinită. Apropo de creații și de posibilitățile minții noastre, ai fost tentată să creezi mental. Știi că se întâmplă lucrul ăsta, să creezi mental ceva de care nu te-ai apucat în realitatea obișnuită, de exemplu, să faci bijuterii pe care le vinzi și până ajungi la stația de metrou deja te îmbogățesc, să intri puțin în pielea lui Oplomov și să creezi scenarii, povești în care tu ești eroul principal și, bineînțeles, creator de ceva. Da, sigur. De fapt, mai trebuie să fac o mărturisire și anume aceea că visez cu ochii deschiși și nu mă plictisesc niciodată și îmi creez poveștile pe care, cum spuneam, nu le voi pune niciodată pe hârtie, nu le voi spune nimănui, dar care sunt un mod al meu personal de a fi cu mine. Mai există ceva ce aș fi vrut să pot face și nu pot, și anume să pictez. Am cochetat puțin ca adolescentă, dar probabil că tocmai de aceea a fost și acest interes al meu pentru confluențele artistice, literatură, artă plastică, muzică. Spectacol, muzică, da. Dar dacă ar fi fost ceva care aș fi vrut să fac, să pot face, ar fi fost acest lucru. Am făcut însă, am luat cursuri de istorie artei, în schimb, ca să pot scrie instruit și informat despre artă. Da, asta nu e puțin lucru și, în fine, un premiu de consolare. Am citit recent o povestioară de-a ta, o confesiune, de fapt, despre perioada de gimnaziu, cred, când cântai. Da, cântam la vioară și aveam și o bluză norocoasă. Ai putea să rei? Povestea mi-a plăcut foarte mult și nu mai mi-amintesc toate detaliile. Da, povestea începe când, cred că aveam cam 13 ani și a trebuit, într-un fel, să dau un recital de vioară. Eram acompaniată de una din profesoarele de pian, corepetitoare.
Și desigur că profesoara îi spune mamei mele că îmi trebuie ținuta de concert, adică ținuta formală. Astăzi nu mai e chiar atât de strict acea ținută de concert, care are o istorie foarte frumoasă în urmă și chiar mai puțin frumoasă în vremea mai din secolele 17. Dar ținuta de concert era alb-negru, bluza albă, fustă neagră sau pantalon negri pentru băieți. Și am căutat acea bluză albă mult, pentru că, fiind violonist, trebuia să-mi mișc mâinile și să am oarecare larghețe a bluzei, să-mi permită, mai ales pentru mâna dreaptă, care țineam arcușul, mișcări pe ambele axe, stânga-dreapta și sus-jos. Și în același timp și să nu mă țină, să-mi permită să fiu lejeră. Acea bluză a fost bluza pe care am purtat-o de la cel prim recital, la toate audițiile, examenele, concertele pe care le-am dat, până după 20 de ani. Și interesant este faptul că s-a întâmplat ceva în recitalul meu. Cântam o piesă de Kreisler, un foarte frumos preludiu, și la un moment dat mintea mea s-a golit. Dar degetele au mers înainte. De obicei, pentru că studiam foarte mult, 6 ore pe zi, uneori chiar și 8 ore pe zi, corpul meu învăța partiturile. Eram întotdeauna conștientă unde mă aflu în acea partitură. Dar erau momente de gol, cum mi s-a întâmplat atunci, m-am panicat desigur și pe urmă mi-am revenit pentru că degetele au continuat să cânte fără mintea mea. Acum știu că sunt diagnosticabilă, ca să spun așa, datorită acestui moment, dar pentru mine era bluza. Bluza aceea m-a salvat. Mâinile mele, dar fiindcă erau învelite în acea bluză albă, au știut partitura fără creierul meu. Da, deci ai făcut muzică în gimnaziu sau era școală de muzică? Da, 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 am fost la George Enescu aici în București, chiar. Da. Și după... După mai mulți ani, cum spuneam. După școală ai mers pe linia asta sau când ai renunțat la muzică, te-ai mai dus la liceul de muzică? Oh, da, 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 sigur, da, am terminat liceul de muzică. Ai cântat tot la vioară? Tot la vioară, da. Da, și după aceea la facultate, ai mers la litere, ai trădat, ai fugit? Nu chiar așa. După liceul de muzică am dat admiterea la conservator și am picat. Da, era era extrem de dificil să intri. Chiar în anul, în prima oară când am dat la conservator, locurile pentru vioară solistică s-au redus de la 8 la 6, cred. Și eu am fost a 7. Vai, ce... Asta și... și asta nu te-a ambiționat să încerci? Ba da. Desigur. Dar cred că nu era ca eu să fac muzică. De unde știi asta? Ce ți-a spus? De ce ai fost atât de sigură și ai renunțat? Am renunțat într-un fel mai ușor, dat fiindcă la un moment dat am cunoscut un doctor pasionat de literatură și un mare meloman. L-am cunoscut la un concert. Era prieten cu vecinii părinților mei, ne cunoșteam deci din acel anturaj. Și cu el am avut o discuție foarte interesantă în pauza unui concert. Și mi-a spus, dar tu de ce nu scrii? Cred că i-am povestit că am visat ceva neobișnuit. Și am spus, chiar credeți că ar trebui să scriu? Și el spune, măcar scrie pentru mine acest vis. Și m-am ambiționat și am scris, dar eu pe vremea aceea când studiam aveam un soi de agendă de studiu. Pe fiecare pagină notam în fiecare zi ce trebuie să studiez și cât trebuie să studiez. Și pe acel caiet am scris povestioara. Nu cred că mai am acel caiet. Da. Dar mai păstrezi amintirea. Da. Creație. Iar el a fost foarte impresionat de scritura mea și mi-a spus,
tu trebuie să faci litere, ești o proastă, de ce mai cânti tu la vioară? Și în sfârșit a plădat pe chestia asta. Și am zis, why not? De ce nu? Da. Este dificil să renunți la un moment dat la un drum, dar este extraordinar de încărcător și zic eu pozitiv până la urmă să ai puterea să mergi pe alt drum, să ai puterea să încerci altceva, să abandonezi chiar o meserie când ești în glorie, nu cred că se întâmplă lucrul ăsta, numai de dragul de a începe altceva. Eu ador astfel de întâmplări, de aventuri. Și bineînțeles există cealaltă cale, cea mai probabil uzitată a oamenilor care au la un moment dat un insucces, care nici nu este, să zicem, decisiv, nu este ceva de luat în seamă, dar insuccesul ăla e atât de marcant, de dușant, încât nu mai pot să se întoarcă acolo nici într-un caz. E ca și când ai încercat să faci o bijuterie, asta mi-aduce aminte de Moarte pe credit, unul dintre romanele mele preferate de Celine, în care personajul, care se numește evident chiar Ferdinand, ca e o narațiune la persoana întâi foarte interesantă, prinde o comandă cu multe, multe încercări, după ce intră în multe locuri încercând să-și vândă marfa, erau bijuterii de astea de tinichea, cum le zicem astăzi, luate cu toptanul și pe care încerca să le vândă la bucată, și ajunge la un chinez care voia un ac de aur, un ac de cravată care să-l aibă pe Sakyamuni, să aibă o efigie de zeu pe el, pe acul ăla, și nu numai atât, are atât de mare încredere în Ferdinand, chiar de la prima întâlnire, încât îi dă bani, nu puțin, ca să cumpere aur de 18 carate și să-i facă acea broșă. Și el chiar o face împreună cu un prieten, întregul cartier, toată strada vine să vadă broșa respectivă, se află, nu se mai poate despărți de ea, este o capodoperă, evident, și este și un act de încredere, adică la originile ei se află această încredere care l-a propulsat spre actul final să facă până la capăt. Sunt multe operații, nu ți le povestesc, dar sunt pagini, capitole întregi în care aflăm, mă rog, aventurile acestei încercări, ca finalmente să facă o mică oprire într-un loc interzis, acel loc în care mama lui îl obliga, acel loc pe care mama lui îi spusese de multe ori să-l evite, un bordel, și rămâne fără broșă. E prozaic, dar de aici încep ratările lui Ferdinand, încep o mulțime de lucruri, de întâmplări care îi vor tăia elanul, și povestea asta, într-un fel, nu știu de câte ori mi-o aduc aminte, îmi vine să o pun alături de alte mari încercări și eșecuri din literatură. Sunt foarte, e una dintre temele speculate, să ne amintim de povestea parfumierului lui Balzac, de pildă, cu decăderile și splendoarea decăderii, pentru că chiar cade așa frumos, și reluarea lor, să ne amintim chiar de literatura română. Sunt momente de astea în care un eșec te poate demobiliza, te poate face să cazi, și a reușit să te smulgi atunci de acolo, mi se pare absolut admirabil. Te gândești vreodată la cum ar fi fost dacă ai fi rămas violonistă pe scenă cu acea bluză norocoasă? Da, desigur. Cred că aș fi fost o violonistă decentă și aș fi cântat într-o orchestră, nu aș fi fost niciodată solistă. Și de fapt, pe mine, chiar dacă am încetat să cânt la vioară, n-am încetat să mă gândesc la muzică sau să scriu despre muzică sau să predau chiar. La Seattle am predat 6 ani un curs Experiența muzicii prin literatură cu o colegă de la muzicologie, un curs care s-a bucurat de mare succes. De fapt, nu te poți despărți de acest tip de vibrație
a ceva ce într-un fel s-a sedimentat în tine. Mai cânt la vioară? Nu, nu mai cânt la vioară. Am încercat adică acum câțiva ani. Seara. Da, e ușor de spus din afară. Da. Am încercat acum câțiva ani și am descoperit după mulți ani de nepus vioara în mână că ceea ce nu am știut niciodată când eram tânără, că este un efort fizic enorm. Lumea nici nu-și dă seama ce efort fizic este pentru orice instrumentist, nu numai pentru violoniști sau violonceliști sau pianiști, absolut orice instrument necesită o condiție fizică. Ori eu am pierdut acea condiție fizică, mușchii mei s-au topit, mușchii din poziția de a ține vioara, vioara e foarte ușoară și foarte grea în același timp. Îți propun să ne să plecăm de la radio total pe jos ca să da. Condiția fizică, să facem un drum așa până la universitate pe jos în această zi de vară călduroasă, super călduroasă într-un București în care s-au întâmplat multe astăzi. Săptămâna viitoare venim cu o scurtă pauză ca să aflăm cum ce ecu au avut aceste două întâlniri la Stolis și ne pregătim alte povești pentru următoarea întâlnire. La revedere! La revedere!